În primele nouă luni ale acestui an, organele de inspecție fiscală din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Vaslui au efectuat verificări la un număr de 781 de agenți economici. Cu ocazia inspecțiilor fiscale efectuate în perioada celor nouă luni, s-au constatat abateri de la prevederile legale referitoare la calcularea, înregistrarea și virarea de către contribuabili a obligațiilor către bugetul general consolidat al statului. Au fost stabilite de către organele de inspecție fiscală sume suplimentare de plată, constând în impozite, taxe și contribuții în valoare de 32,5 milioane lei. Mulți agenți economici prinși pe picior greșit au fost nevoiți să plătească sancțiuni. Pentru nedepunerea în termenul legal a declarațiilor fiscale și pentru nerespectarea reglementărilor privind întocmirea documentelor contabile au fost aplicate 253 amenzi contravenționale în sumă de 368.000 lei. Reprezentanții Direcției Generale a Finanțelor Publice vor continua și în perioada următoare verificările în rândul agenților economici, iar cei care încalcă legea vor fi sancționați potrivit legii.